contează și calitatea pe care tu o oferi. Da? Calitatea pe care tu o oferi, calitatea muncii tale, calitatea serviciului prestat și nu doar calitatea, ci și cantitatea. Ci și cantitatea. Adică oferi suficient de multă cantitate, prestezi serviciul respectiv către suficient de mulți oameni. Da? Prestezi către suficient de mulți oameni, de exemplu în coaching, prestezi către suficient de mulți oameni acele lucruri pe care tu le oferi gratuit sau acele lucruri pe care tu le oferi contra cost, ajunge mesajul tău la suficient de mulți oameni. Da? Iar apoi este cererea. Există cerere pe piață pentru respectivul serviciu. În coaching vă spun că există o cerere fenomenală. Oamenii au nevoie extraordinară de a se cunoaște pe sine și de a-și schimba rezultatele. Da? Și alte câteva principii esențiale pentru a adopta acest mindset orientat către soluții și nu către probleme, acest mindset antreprenorial, cum îmi place mie să-i spun, da? Sunt următoarele. Da? Deci faptul că oamenii de succes gândesc că ei își creează viața. Da? Un antreprenor este conștient că rezultatele pe care el le obține, el le creează.